Da, ok, acum și el se încarcă. După câte văd, suntem live, dacă eu nu mă greșesc. Ar trebui deja să fie un speaker view. Bine, da, am... da, problemele tehnice s-au soluționat și suntem în direct pe pagina de Facebook a Partidului Verde Ecologist și eu, Vitali Marinuț, astăzi voi fi moderatorul discuției. Vă zic bună seara tuturor celor care sunteți în direct conectați pe platforma Zoom pentru discuție, dar și tuturor celor ce ne priviți acum în direct sau ne veți viziona ulterior. Venim cu două întrebări de discuție pentru ziua de astăzi. Sigur, cea mai importantă întrebare sau discuție care o vom avea. Vom anunța că suntem înregistrați deja oficial în cursa electorală. Comisia Electorală Centrală CEC-ul a aprobat astăzi hotărârea sa 4967, prin care Partidul Verde Ecologist este înregistrat în cursa electorală, având o listă de 65 de candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în cadrul alegerilor anticipate de 11 iulie 2021. Lista noastră este una 50 bărbați, 50 femei sau 50% femei, 50% bărbați, cum doriți, așa vă uitați, dar probabil ar fi mai corect să spunem că este 50% femei, fiindcă lista o deschide Olga Afanas, deci o doamnă, și ulterior după aceasta avem bărbat, femeie, bărbat, femeie pe tot parcursul listei noastre. Este o listă destul de curajoasă, o listă destul de, eu spun, ambițioasă și locul 2 pe lista noastră îl avem pe Oleg Brega, activist civic. N-am să-i fac, cum și Olga nu i-am dat o caracteristică, nu am să dau nici lui Oleg o caracteristică, o face el singur. Unica o spun ceea ce am spus-o de prima dată când l-am invitat ca el, ca activist civic să fie pe lista noastră a verzilor, este omul care marea majoritate îl dorește să-l aibă atunci când are probleme și cam cu regret uită atunci când îi devine mai ușor. Dar problemele din noi nu fug. Nu știu, Oleg, îți place să descrierea asta sau nu, dar asta e ceea ce simt eu, dintr-o parte uitându-mă la acei peste 15 sau 20 de ani de activism civic, de lupte, de perseverență și drzenie. Ce aș vrea să mai spun despre lista noastră, că avem oameni de diferite vârste și tineri, foarte tineri, de 23 de ani. Avem oameni în vârstă peste 70 de ani, fiindcă vârsta, în principiu, fizică, din punctul nostru a verzilor, contează mai puțin. Contează foarte mult vârsta sau atitudinea noastră spirituală și morală. Și noi, verzi, suntem mereu tineri, mereu în luptă. De aceea, eu am să fac și primul îndemn, da, legal, de care se referă la toți ce ne privesc, ce ne urmăresc, să iasă în primul rând pe data de 11 iulie 2021 la vot. Nu contează unde sunteți, în diasporă sau acasă, mergeți la vot. Și nu ezitați să votați Partidul Verde Ecologist. Unii spun numărul care este, în buletinul de vot numere nu vor fi. Noi suntem pe a 15-a poziție,
Dar o să vedeți floarea soarelui sau cum la unii le place să spună răsărita, da? Este floarea soarelui stilizată cu o picătură de rouă în partea de sus a florii și acesta este simbolul nostru electoral. Ne veți vedea atât în spațiul virtual, cât și în satele, în orașele dumneavoastră. Vom discuta prin târguri, vom avea în campania noastră electorală, ne-am propus să avem foarte puține billboard-uri sau chiar să nu le avem deloc, din mai multe considerente și foarte puține de asemenea pleante. Vom vorbi mai mult, fiindcă fiecare pleant este ca consecință probabil a tăierii copacilor, fiecare billboard este făcut din plastic și iarăși este poluare. De ce noi ne vom strădui la maxim să diminuăm prin campania noastră problemele care le cauzăm naturii. Deci, încă o dată vreau să spun că de astăzi suntem înscriși în cursa electorală și înainte de a da cuvântul fiecăruia din cei prezenți care sunt în studio, aș vrea să aduc știri. Cine sunt primii 15? Nu că sunt mai puțin important ceilalți, dar ne va lua foarte mult timp și pe parcursul următoarelor zile sau pe parcursul campaniei, eu vă asigur că vom face cunoștință cu toții. Doar repijor și scurte, nu mă veți vedea pe mine președintele Partidului Verde Ecologist, Vitale Mărânța, cap de listă, fiindcă eu personal consider că un lider trebuie mult mai mult să facă tot posibilul pentru a promova și a dezvolta alți lideri, dar nu numai adepți. Și reșind în această afirmare, am decis atât eu cât și biroul Partidului Verde Ecologist noi să avem o altă abordare față de compoziția listei. Să începem lista să o deschidem cu o doamnă care a muncit foarte și muncește foarte mult în viață. Va spune ea singură, Olga Fănas, cum, de ce și care sunt subtilitățile. Eu doar vreau să spun că în viziunea noastră a verzilor, noi trebuie să acordăm atenția celor care poate că câteodată sunt mai puțin, cărora le se trage mai puțin atenție sau obișnuiți sau care noi nu-i observăm. Dar oamenii în jurul nostru sunt luciți la minte, care pot să aducă mult mai multă plus valoare în Parlamentul Republicii Moldova, dacă vorbim despre alegerile anticipate parlamentare, decât un șnamstrec la persoană, un oarecare, nu știu, dintre cei 30% care n-au scos un cuvânt în timpul sesiunilor parlamentare din actualul Parlament. Oleg Brega, cum am menționat, este pe locul 2. Locul 3, Natalia Iasco, care a muncit foarte mult peste hotare și s-a întors în țară pentru a implementa și acele cunoștințe care le-a căpătat acolo, dar și aș crea un viitor deja aici, acasă. Alexandru Ionel, îl vedeți sau n-al vedeți, este primarul de Bălăurești. Iată, el face sport, aleargă, l-am prins din mers, l-am prins și l-am adus ca el să arate că trebuie să combinăm, da? Și munca și sportul și un stil de viață sănătos. Doamna Ana Timiș, ea nu este prezentă astăzi în Zoom, este, după câte văd eu, este la muncă, ea locuiește în Italia și reprezintă diaspora, una din reprezentantele noastre din diaspora. Doamna Elena Bălău este profesoară la gimnaziu din Bălăurești. Stați, eu pe mine m-am zărit. Eu pe mine m-am uitat.
Deci, sub numărul 6 sunt eu, Vitalie Marinuța, președintele partidului, și încă o dată menționez că dacă noi, adică nu că dacă, noi vom lua mai mult de 5% și asta înseamnă 6 mandate, deci sigur, cu siguranță, când trecem pragul de 5%, voi fi și eu în Parlament alături de echipa noastră. Cum a menționat doamna Băleu, Elena, domnul Anatolie Prohnitschi, îl cunoașteți și ca ecologist și ca prim vicepreședinte a partidului, fost președinte a partidului, care pe parcursul a 6 ani de zile a menținut, a dezvoltat formațiunea politică. Doamna Tatiana Gribincea este o profesoară, o femeie, o doamnă extraordinară de la Universitatea de Studii Politice și Economice Europene, Constantin Stere, șefă de catedră. Gheorghe Cibotari, muzician, este un om cu părul sur, cu experiență multă în viață și el reprezintă seniorii noștri și organizația Chișinău. Sârbu Cornelia este medic, șef de secție de la Spitalul Clinic Municipal numărul 1, un medic formidabil, o doamnă extraordinară, cu care o să faceți cunoștință ulterior. Domnul Mihai Balan, inginer, director la SRL Ulivela, este o persoană care știe cât de greu este să construiești o afacere, cât de greu este să o menții și cât de greu este să motivezi și angajații să lucreze sârguincios. Doamna Luba Prohnitschi este o altă reprezentantă a diasporei noastre, de data aceasta din Germania, din Frankfurt, o doamnă care muncește în calitate de asistentă medicală, acordă ajutor tuturor celor ce sunt la nevoie, au probleme de sănătate. Dubravianu Andrei este numărul 14, președintele Consiliului Național al Partidului Verde Ecologic, conferențiar universitar la Universitatea de Stat din Moldova, de asemenea este unul din foștii președinți a Partidului Verde Ecologist și, după cum vedeți, noi suntem una din formațiunile politice, din cele mai vechi formațiuni politice. Și la noi, după merge rotația în biroul permanent, în conducerea de vârf, și după cum vedeți, nu e cum la marea majoritate a partidelor din Republica Moldova. S-a schimbat președintele, s-a trântit ușa, nu știu ce s-a mai făcut, a plecat. La noi, membrii Partidului Verde Ecologist stau în cadrul partidului, muncesc și la funcții înalte, după plecarea din conducere, muncesc mai departe în binele partidului ca membri de rând sau ca experți. Numărul 15 este doamna Țibuleac Ciobanu Mariana, doctor în științe, cercetătoare științifică superioară la Institutul de Istorie, de asemenea o doamnă extraordinară care, având și o dizabilitate, crește și copiii și muncește foarte mult științific, este implicată și în activitate civică și are și vloguri. Adică o femeie de la care noi, la fel ca și de la Olga și la toate femeile noastre, putem să învățăm foarte mult despre cum trebuie să muncim, cum trebuie să ne motivăm. Și așa aș merge pe fiecare persoană mai departe, dar și așa am monopolizat tot spațiul în această discuție. Eu aș vrea să acord acum platoul, da, lui Olga de la început, Oleg, după aceasta, Natalia și Alexandru, locomotivele noastre în această campanie, oamenii asupra cărora este toată responsabilitatea de a trage și preîntâmpină, așa cum am spus și în cadrul biroului, să nu fim buracul, buroasca și o știucă, dar trebuie să mergem toți într-aceeași direcție.
chiar dacă suntem cineva din societatea civilă, cineva mai de mult în cadrul partidului, cineva cu experiență mai mică, cineva cu experiență mai mare, dar noi toți facem un lucru și eu sunt sigur că timpul care noi l-am petrecut împreună, dar în special ideea care noi avem, ne va uni și va face în așa mod ca după noi să meargă foarte mulți oameni și, sigur, să voteze verde. Olga, așa, nu ca mine, nu atât de lung ca mine, te rog frumos, pe urmă o să ne alungi cei care privesc sau nu ne vor privi deloc. Mi-am făcut note foarte pe scurt. Bună seara tuturor, stimați colegi, stimate colege, stimați susținători și toată lumea care ne privește astăzi. Eu mă simt foarte onorată să vorbesc astăzi cu dumneavoastră, deși la distanță. Ne-am bucurat să fim mai aproape, dar asta este situația astăzi, în condițiile în care suntem. Eu mă numesc Afanas Olga, am 37 de ani. Sunt licențiată în filologie, sunt profesoară de limbă și literatură română și limbă engleză ca specializare, după care am luat un masterat în științe sociale, psihologie clinică și psihoterapie și am trecut pe partea de psihologie, am o mică afacere în domeniul traducerii și consultanței, deci merg paralel în traduceri și în redactare și totodată în consultanță psihologică. Sunt expert social, expert în domeniul drepturilor omului, consilieră psihologică și dezvoltare personală și, de fapt, lucrez mai mulți ani, de prin 2001, în sectorul social totodată. Deci, cunosc foarte îndeaproape situația, problemele, provocările mai multor categorii de cetățeni și cetățenii, în special grupurile subreprezentate, inclusiv femeile, pentru că astăzi la noi în Moldova femeile încă mai sunt subreprezentate, inclusiv femeile cu nevoi speciale, femeile migrante, femeile din minoritățile etnice și așa mai departe. Și avem dar și nu doar femeile, și persoanele cu dizabilități, și mamele cu mulți copii, și așa mai departe. Avem foarte multe categorii care sunt subreprezentate și avem un potențial foarte mare, intelectual și social, în cadrul acestor categorii, care mi se pare mie foarte important să-l valorificăm. Eu vreau să spun că simt și cunosc foarte îndeaproape provocările mai multor categorii, inclusiv a femeilor de afaceri sau a femeilor freelancere care își lansează singuri o afacere și o dezvoltă. Da? Deci este pentru mine o vocație să reprezint aceste persoane, este o onoare, dar este și o vocație. Eu am făcut-o mulți ani la rând și cu plăcere o voi face și în continuare. Mă simt onorată să fac parte din această echipă, care este o echipă 100% echitabilă din punct de vedere al genului. Deci 50-50 a fost lista și în 2019 la locale, 50-50 este și astăzi. Avem persoane dedicate cauzelor, domeniilor în care lucrează, persoane dedicate cauzei ecologice și cauzei echității sociale. Ori echitatea socială și egalitatea de gen sunt valori primordiale și pentru verzii europeni. De aceea mă regăsesc din plin în această echipă, vă mulțumesc mult pentru încredere și vă îndemn să ne susțineți, să ne ascultați atent, să ne întrebați atunci când o să ne vedeți, o să ne auziți, să ne provocați la discuții, astfel încât să fim deschiși unul față de celălalt, una față de cealaltă, și să ajungem la cele mai bune soluții. Pentru că orice soluție am căutat, în orice domeniu, astăzi trebuie să le căutăm luând în calcul prisma ecologică. Vă mulțumesc foarte mult pentru încredere și vă îndemn să ne susțineți. Mulțumesc!
sigur să ne susțineți pe data de 11 iulie 2021 cu votul dumneavoastră, aici acasă sau în diaspora, oriunde veți fi, oriunde veți afla. Vă veți afla. Eu vreau doar să adaug la ceea ce a spus Olga, că noi special, în cadrul echipei noastre, am decis să promovăm în capul listei, anume pe Olga Afanas, datorită faptului că ea nu a dat mâine în jos. Toate că putea. Putea să dea mâine în jos și așa cum o fac unii, să stea să aștepte ca statul să acorde un ajutor. Dar a muncit, a luptat, muncește și luptă. Și eu sunt sigur că așa persoane, nimerind sau fiind alese în Parlamentul Republicii Moldova, vor face anume diferența. Vor face, în primul rând, o politică curată, ceea ce va conduce ca noi să avem și o țară curată. Oleg, numărul 2 pe lista verzilor ecologiști. Cum crezi? Am dreptate? Ce gândește cineva din societatea civilă care luptă pe baricane de ani și ani de zile? Domn președinte, mulțumesc pentru invitație de a adera la lista verde ecologistă. Dacă mă întrebați că aveți dreptate, o să zic posibil, uneori. De exemplu, nu aveți dreptate când ziceți 2021 sau 2020, pentru că mergeți pe cărarea spinoasă și periculoasă pe care a mers Viorica Dăncilă, prim-ministra României, și care a fost foarte criticată pentru asta. Și ea nu o făcea pentru că așa se spune în englezește, o făcea pentru că a auzit la alții. Deci se zice 2021 ca să nu ajungem criticați la, cum se numește emisiunea aceea de satiră și umor. Altfel aveți dreptate și mi se pare minunat, v-am spus și în cadrul mai închis, cu puțin marturi, acum spun și public. Am fost încântat când ați venit să mă invitați și mi-ați spus care e planul dumneavoastră pentru Partidul Verde, pentru că eu aveam de gând să vin cu același plan. Deci, e clar, suntem pe aceeași lungime de undă, mai ales că de vreun an sunt și eu în familia Verde, membru în Partidul Verde din București, Partidul Verde din România, pentru că mi-este dragă de foarte mult timp, de foarte mulți ani, doctrina Verde și Partidul Verde European. Poate își mai amintește cineva, în 2014, când am candidat prima dată, am fost susținut, așa candidat independent cum eram, am fost susținut de tinerii verzi europeni, printr-o declarație, na, cât puteau să susțină niște tineri verzi europeni, dar ei au văzut potențial în mine, chiar m-au chemat și la un summit al lor la Tbilisi. Am văzut cu ocazia asta Georgia. Sunt, da, activist civic, am 47 de ani și de jumătate de viață sunt pe baricade. Am făcut facultate de film și la Chișinău și la București. Deci sunt cineast de profesie, regizor de film, parte dintr-un clan de cineaști și din când în când organizez frații mei, care suntem 5 la număr și toți am trecut prin aceeași facultate de film, îi organizez uneori și mai facem producții cinematografice. Ultima lucrare e un documentar despre un masacru care a avut loc la noi în sat, aproximativ cu 80 de ani în urmă, o temă despre care nu prea vorbește nimeni și nu o s-a auzit la televizor, dar dacă căutați pe YouTube filmul Masacrul de acasă, o să vedeți lucrarea fraților Brega. Și chiar dacă par așa un lup singuratic, un rebel, un insubordonabil, totuși m-am manifestat până acum și ca om de echipă, că am lucrat în televiziune, în radio, asta e mai puțin important, dar în societatea civilă. Am organizat asociația Hyde Park, care iată de vreo 18 ani există pe harta activismului civic, de vreo 13 ani e ONG neformal, deci grup neformal, dar totuși atât de bine organizat încât am vizit de câteva ori Guvernul Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, apărându-ne pe noi și apărându-i și pe alții. Pot să zic că sunt și eu, ca Olga, expert în drepturile omului, mai ales în libertate de exprimare și mai ales profesionist în proteste stradale. Dacă vreți să vă țin o lecție, vă spun cum se poate protesta în toată Europa, că am protestat de la Stockholm până la Lisabona, de la București până la Bruxelles.
vin cu verzii ca să impulsionez mișcarea verde și aici, în estul Europei. Cred că măcar când în Germania verzii vor ajunge la guvernare și vor da următorul cancelar, cred că a venit timpul ca și noi, esticii, să-i aducem măcar în Parlament. Pragul electoral e foarte mare, e discriminator, dar e timpul deja să aducem prospețime, să aducem politicieni de tip nou, nu dintre cei care vin cu milioane în politică ca să-și întărească averile sau chiar să și le înmulțească, ci oameni onești, ca Bregă, cu bicicleta, cu trotineta, care nu fac totul pentru bani. Ați văzut, eu de câți ani sunt la vedere, mă mulțumesc cu onorariul pe care l-am de la radio, de la televiziune, cu granturile pe care le-am ronțăit mărunțel până când ne-au fost luate înapoi și n-am îmbogățit în atâta timp. E clar că nu am nevoie a îmbuibării, ci vreau să fac ceva să rămână în urma mea, să nu-mi pară rău că am trăit vorba clasicilor literaturii ruse. Mă simt bine alături de echipa verde, sunt convins că o să facem un scor frumos, memorabil și cred că viitorul va fi verde. Eu mă văd în acel viitor, îndemn spectatorii noștri, cei care mă simpatizează pe mine, să vină alături de noi și anunțăm că încă câteva zile mai putem completa lista aceea, nu doar 65 de candidați, ci să avem poate chiar până la 100. Deci dacă se mai găsesc doritori, activiști civici, jurnaliști, cineaști, ingineri, pictori, dacă vreți să faceți politică onestă, cinstită, curajoasă, alături de Brega și cei din Partidul Verde Ecologist, anunțați-ne, comunicăm, vă putem delega la secțiile de votare, să fiți observatori, reprezentanții noștri, puteți să veniți chiar pe listă cu noi, pentru că vedeți că mai avem locuri. Haideți să încercăm să facem o schimbare, să ne luăm soarta în mâini. Mulțumesc pentru oportunitatea de a vorbi. Oleg, mulțumesc. Sper într-adevăr să fie un exemplu destul de bun de conlucrare a partidului politic cu societatea civilă deschisă. Deci spun asta fiindcă în Europa nu este o problemă ca partidele politice să fie susținute de către societatea civilă. La noi, când discuți cu, în special cu unele asociații așa, care se consideră mai măricele, mai pe granturi stau, da? Doamne ferește, noi nu ne vorbim în politică, noi nu ne atingem de ea, e ceva care nouă ne este interzis până la momentul care, nu știu ce se întâmplă și vieți să vicepreședinți la un partid, dar totodată fiind și în societatea civilă, ba sunt consilieri de la celălalt partid în societatea civilă, dar nimând, nu știu cum așa, păi de ce nu poți să mergi direct, spui, da, iată, în campania asta, susțin partidul X sau Y, fiindcă suntem aproape și viziunile noastre, ceea ce facem în societatea civilă, pot fi susținute sau obținute prin incluziune politică. Și aici, cred că noi mai avem încă foarte mult de lucru ca să devenim europeni în sensul plin al cuvântului. Așa cum avem de lucru și în multe, multe alte domenii. Spre exemplu, în Europa, verzii sunt susținuți practic de toate societățile sau asociațiile ecologiste. Da? De foarte multe, nu pot spune toate, dar de foarte multe, și acel succes care l-au verzii în Europa Centrală și din Nord, iar acum deja se vede și în Europa de Sud-Est și chiar în Est la noi, încet și ori se mută valul verde, se datorează tinerilor, se datorează conlucrării cu societatea civilă și dorinței tuturor celor care sunt implicați în protecția drepturilor omului, nu numai a ecologiei, dar și drepturile omului, dau roade și aduc la succes. Mai departe aș vrea să acord cuvântul numărului 3 din lista noastră, Natalia Iețco,
revenită din Italia, unde a lucrat, a trăit foarte mult, iar acum își construiește viața aici. Natalia, dacă mai ești cu noi? Da, sunt cu voi. Bună seara! Nu stabil că ești cu noi, dar în seara aceasta. Văd că cineva mi-a scris că sunt probleme tehnice, nu se aude. Sper să le soluționăm până va trebui să... Da, Natalia, te rog. Bună, sunt Natalia Iețco, am 41 de ani. Am absolvit Facultatea de Științe Politice a Universității de Stat din Republica Moldova, după care a urmat un master de științe politice la București, la SNSPA, Școala Națională de Științe Politice. Sunt pasionată de moto, de muzica rock, dar de mică sunt interesată și de problemele mediului. De atunci când făceam curat în ograda casei, în parcul școlii, astăzi problemele mediului s-au agravat și mi-am luat chiar și angajamentul de a contribui la soluționarea acestor probleme. Pentru mine contează ce apă beau, ce alimente consum, ce aer respir. Dar sper că aceasta contează pentru toate persoanele. De ce am ales să fiu un balon verde? Pentru că mă regăsesc, pentru că reconstruiește realitatea secolului 21, promovează ideile, valorile verzilor europeni. Oamenii nu mai vor să trăiască, să spunem așa, în această societate unde totul este poluat, unde nu știm ce mâncăm, ce bem, ce aer respirăm. De aceea sunt gata să lupt pentru această cauză, pentru această schimbare verde. Și acum este momentul verde, dar momentul duce schimbarea verde. De aceea îndemn toți să voteze Partidul Verde Ecologist din Moldova. Mulțumesc! Natalia, mulțumesc! Scurt, clar și cuprinzător. Eu sunt sigur cu așa pregătire, cu așa drăzenie, da, cum... și cu un demn, ca cum l-au avut primii trei vorbitorii noștri sau cei care sunt primii trei pe listă, noi neapărat vom învinge. Și vreau să le spun la toți cei care chiar așa cum ne scriu pe chat, păi de ce voi nu v-ați alinea cu un partid de dreapta, unionist sau neunionist, fiindcă nu aveți șanse. Eu vreau să spun că... eu cred în ceea ce spunea Churchill. Pentru că nu aveți șansă, așa spun toate sondajele. Churchill spunea că eu cred doar în sondajele care le falsific eu singur. Deci, da, sondajele le ascultăm, dar sunt sigur că vom face tot posibilul și în următorul parlament, fără verzi, nu se va lucra. Alexandru, de la Bălăurești, din Nisporeni, de ipoteca, unde alergi și faci sport. Cum vezi tu ziua de astăzi, când noi am fost totuși înscriși în această cursă, dar cel mai important, cum tu ca primar, la primul mandat, vezi această cursă electorală? Sigur te vei degreva. Sper foarte mult că lucrurile care le-ai făcut deja în sat, dar în special ceea ce mai ai de făcut, planurile care sunt, vor ajuta ca sătenii să voteze verde și să creadă în activitățile și promisiunile noastre. Da, salutare tuturor! Cum ați menționat, sunt primar la primul mandat. Iubesc sportul, de aceea m-ați și prins într-o atmosferă așa, la natură, practic sportul cât în sală și la natură și în așa mod încerc să păstrez o minte sănătoasă într-un corp sănătos. Și încerc să fiu exemplu și pentru alții. Totodată, văzând că lucrurile se mișcă prea încet în toate domeniile, și în administrație publică, și în agricultură, și în justiție, și în învățământ, medicină. Deci
totul se mișcă cu o viteză prea mică de dezvoltare. De aceea eu am decis că trebuie să ne implicăm deja noi, generația tânără care am fost peste hotare, am văzut cum se fac lucrurile și deja trebuie să implementăm aici, la noi acasă, astăzi, nu mâine. Mulți mă întreabă, păi de ce e cu Verzii? Pentru că Verzii sunt partidul în care eu mă regăsesc, Verzii sunt partidul care nu face politică pentru bani și acest lucru m-a determinat și pe mine să merg înainte cu Verzii și exact așa fac și în primăria pe care o conduc. Deci mâine urmează să mă degrevez din funcție și vom arăta tuturor ce am reușit eu să fac în mai puțin de 2 ani de mandat, cât pe domenii de infrastructură, cât și pe domenii de ecologie. Și sper că nu doar oamenii din localitatea mea o să prețuiască și o să aprecieze ceea ce am făcut eu, dar și întreg raionul Nisporeni. Vom încerca să atragem atenția tuturor și dacă va fi nevoie, deci nu vroiam să spun asta, dar cred că am să o spun, o să încercăm să atragem atenția tuturor pe o cale așa, mai civilizată, prin discursuri, prin exemple bune. Dar dacă va fi nevoie, o să turnăm și cu lapte în cap și cu verde de briliant, așa cum au făcut alții. Dacă nu vom reuși să intrăm în gura presii, pentru că văd că oamenii atrag atenție la așa fel de chestiuni. Deci nu suntem noi acei care optăm pentru așa politică, dar o să luptăm și o să arătăm lumii că se poate de făcut lucruri frumoase și o să implementăm mai departe proiecte ecologice, de infrastructură și din toate domeniile, chiar și de acolo, din Parlament. Deci o salutare și seară bună tuturor! Alexandru, mulțumesc mult. Alexandru vreau să spună că Verzii sunt pacifiști la lor. Dar asta nu înseamnă că ei fac așa cum spune în Biblie. Dacă ți-o dat una peste dreapta, întoarce-o pe stânga. Deci noi ne străduim să facem în așa mod ca să aducem la cunoștința electoratului prin metode civilizate mesajul nostru și cum am menționat și astăzi, după ce a fost luată decizia de a ne înregistra în cursă electorală, Partidul Verde Ecologist vine nu împotriva cuiva. În această campanie, noi nu vom face campanie împotriva cuiva. Noi vom face campanie pentru ceva. Noi vom face campanie pentru ca să vorbim și în viitor să avem un mai mare respect față de drepturile omului. Să avem aici în Republica Moldova egalitate în ceea ce facem. Da? Sau egalitate și de gen și să nu iasă oameni de vază, politicieni de vază la televizor și să ne sperie că vor veni trupele NATO și vom avea copii puțin mai smoliți. Da? Că aici e egalitate deja și etnică și multe alte lucruri ce țin de domeniul drepturilor omului. Noi vom face tot posibilul ca să aducem la cunoștința cetățenilor viziunile noastre în domeniul social, în domeniul medical, educațional, securitate, ordine publică și sigur, ceea ce ne doare pe noi cel mai mult, dar nu 100%, fiindcă suntem un partid pentru oameni și pentru natură. Sigur, vom vorbi care este rolul nostru în natură și unde am să ajungem noi dacă nu vom acorda atenția necesară naturii. Spre exemplu, ieri noi am discutat despre Ziua Mondială a Mediului, da? Și o informație destul de interesantă. Tema din anul 2021, Oleg, am înțeles, din anul 2020, vedeți, eu repede învăț, așa, noi suntem o echipă care foarte repede învățăm și mai repede implementăm ceea ce am învățat și experiența noastră.
Deci tema a fost restabilirea ecosistemelor. Și de obicei, începând cu 1974, în fiecare an, undeva într-o țară, într-un oraș, trece evenimentul de bază. În anul acesta a fost în Pakistan. Și iată Pakistanul, de ce anume? Fiindcă el este într-o stare destul de ecologică, într-o stare destul de agravată. Și Pakistanul, vă închipuiți, el are un minister, da, al protecției climatice. Și și-a propus ca scop în câțiva ani să se dească peste 10 miliarde de arbori. 10 miliarde de arbori. Vă închipuiți, da? Noi în Republica Moldova, cu regret, nu mai vorbim despre sădire, mai sădim de ziua naturii, mai ies agențiile noastre toate și cam în același loc mai pun câte un copac în fiecare an. Dar când ajungem la statistică, tot acolo la cele 11% din pădurire rămânem. Și așa se poate de vorbit pe fiecare compartiment. Poluarea aerului, poluarea pământului, poluarea minților. Deci noi trăim într-un mediu foarte și foarte poluat. Eu despre mine n-am să vorbesc mult, mă cunoaște, cine nu mă cunoaște, am să am, cred că, și un live unde vom discuta direct despre mine, dar experiența mea, în câteva cuvinte, este în domeniul securitate. Sunt magistru în două domenii, în relații internaționale, anume relațiile civil-militare, dar și în administrare publică. Am fost ministru apărării 4 ani jumate. În rest, tată, 2 copii deja maturi, soție, trăiesc la țară, îmi plac foarte mult să hoinăresc prin pădurile în care am crescut eu, să mă scaldă în Nistru, în care deja nu mă mai pot scalda, fiindcă cam apa e poluată, să merg, să alerg și, sigur, să promovez ceea ce am înțeles eu în 2014-2015, că este principala problemă a securității noastre. Da? Avem probleme și cu regimul separatist din Transnistria, probleme lingvistice care nu le putem pune la punct, nu putem înțelege și multe altele. Dar nimic nu va fi mai important sau nu este mai important la momentul de față decât să stopăm degradarea noastră, să stopăm în necul nostru un gunoi, fiindcă așa și este noi în Republica Moldova. Ne necăm în gunoi și nu facem nimic, da? Să stopăm poluarea aerului, fiindcă de COVID anul acesta au murit 5.000 de oameni, din cauza poluării au murit tot 5.000 de oameni. Și noi despre COVID vorbim, ne păzim, ne protejăm, vaccinuri și așa mai departe, despre poluarea aerului și bolile care ne mănâncă, ne iau de lângă noi copiii, buniei și pe noi însuși. Noi preferăm să închidem gura, iar guvernele încă și mai tare nu doresc să vorbească despre asta. Următoarea este după numărul 9, doamna Tatiana Grebincea. Dumnezeu de asemenea nu este astăzi prezentă. Cum am menționat, profesoare, șefă de catedră. Domnul Gheorghe Cibotari, muzician și ecologist înverșunat, unul din seniorii noștri, nu știu dacă domnul Gheorghe. O, iată-l văd. Domnul Gheorghe, câteva cuvinte vă rog și dumneavoastră și un îndemn, numai nu muzical, că o să dureze mult. Hai la vot cu toții. Domn președinte, salutări frumoase cu evenimentul de astăzi. Adică toți colegii aduc felicitări și cred că trebuia depus la începutul evenimentului, adică conferinței imnul partidului. Acolo eu mi-am expus toată părerea mea despre partid, despre cum văd eu partidul de când sunt în partid. De fapt, din 2007 sunt Partidul Ecologist. Mi-am dat un aport, așa cum s-o cot eu,
destul de efectiv pentru a menține până astăzi valoarea lui. A partidului am participat la registrarea în partidului nostru din Moldova, registrarea în Partidul Verde European. Cu colegii am fost împreună. În scurt, la mine biografie în Partidul Ecologist. Dar după câți ani aveți, nu povestiți toată Cozdureză? Nu povestesc, mă apucă jalea că am găsit o comparație. Zice că mai puțin ani mi-au rămas de trăit decât i-am trăit deja. Și în lădița aceea de mai scotem câte o oană ceva acolo bun, ca bomboane în copilărie, dar sunt mai puțini dulcele acolo. În principiu, sunt un ecologist devotat. În natură m-am născut aici, în Chișinău, în preajma râului Bâc, la Poșta Veche. Am crescut cu vietățele care se creșteau pe vremurile cele, prin anii 50, care supraviețuia moldoveanul. Și dragostea de natură, de tot ce ne-a dat Domnul Sfânt ca să aibă omul pe pământ. Cu părere de rău, nu toată lumea conștientizează. Și la rândul meu, cred că cât mai am de făcut, o să-mi dau aportul în continuare cu echipa municipiului Chișinău, cu piesele mele care le-am compus eu pe parcursul vieții, așa spun, de funcției, adică activității de muzician și inclusiv și imnul partidului, dar să-l numesc a fi acceptat și primit ca imnul nostru. Și ce să mai spun, am și eu o imagine până la urmă ca artist în Moldova, care mă cunoaște și pe mine careva lume și tot apelul meu care îl aduc eu ca să susțin Partidul Verde, valorile și prioritățile noastre. Poftim? Deci spuneți deja tranșant. Noi suntem înregistrați, poate spus. Votați Partidul Verde Ecologist, dragii mei actori, cântăreți. Da, dragii mei colegi, am un număr de colegi ecologiști, ca s-a observat, care mă susțin la manifestări. Evident că o să susțin, o să voteze și mă adresez, după cum mă consultă domnul președinte, cred că singur n-aveți spune, cred că... Păi asta trebuie spus. Noi din acest considerent și avem aceste ieșiri publice. Ca suntem noi, iată, dacă până acum noi vorbeam despre cine suntem, cum suntem și mai departe, astăzi vorbim și îndemnăm. Domnul Gheorghe, mulțumesc mult. Eu am văzut că a apărut, s-a conectat și doamna Ana. Timiș, doamna Ana, bună seara. Și eu încerc scuze și de la domnul Anatol că am sărit peste dumnealui, dar ce mai bun la urmă? Cer și ca de pe tort, da? Doamna Ana, noi aici am vorbit despre noi și vorbim despre noi. Nu ne lăudăm, dar ne spunem cine suntem și ce putem face. Și dumneavoastră ca juriste, ca persoană care ați avut destul de multe rezultate și bune aici în țară când erați și o implicare foarte activă cu Partidul Verde Ecologist. Acum fiind în Italia, de asemenea, sunteți activă, sunteți alături de noi, dar totodată și acolo vă străduiți, promovați ceea ce spune de ecologie, dreptul om și mai departe. Ce ați vrea să le spuneți oamenilor astăzi, că noi am fost înregistrați și deja putem să spunem hai cu toții la vot și votați verde. Microfonul dumneavoastră e închis. Deschideți microfonul, doamna. Da, am părut. Acum nu mi-am dat seama. Bună seara și vreau să-mi cer scuze că m-am conectat mai târziu, așa a fost să fie. Sper să nu se mai întâmple, dar promit, nu o să se mai întâmple.
Astăzi am primit, am citit de fapt notiția îmbucurătoare, de fapt mă așteptam, eram convinsă că asta va fi. M-am împărtășit cu bucuria la toți prietenii mei și rude, care sper mult și sunt sigur că o să fiu susținută. Eu, aflându-mă aici peste hotare, mereu am să mă stăru să fiu cu voi, să întreprind tot ce îmi este în măsura posibilităților mele, ca să public, va fi cazul, deja mi-am făcut ceva planuri, proiecte, să merg la ambasadă, să merg unde sunt comunitățile de moldoveni, unde se adună, ca să fac, ca să duc la cunoștință cu partidul nostru, pentru ce optăm, planurile, opțiunile noastre, ca să fim votat. Și să ne punem pe treabă. Deci, de azi dăm startul la treabă. Cam atât. Scurt, clar și cuprinzător. Doamna Ana, mulțumesc mult. Deci, noi în această campanie trebuie să vorbim mult. Să explicăm mult. Da, dar după 11 și să muncim mult în domeniul explicativ. După 11 va trebui să muncim încă și mai mult pentru a explica ceea ce n-am reușit până pe 11, dar și mai important să implementăm ceea ce vom promite până pe 11, toți împreună. Domnul Anator, din experiența dumneavoastră de câteva campanii și viziunea atât care o aveți dumneavoastră, dar și ceea ce ați văzut cum se dezvoltă europenii, ce puteți să spuneți nouă? Ce doriți? Stimați colegi, cei care ne privesc, Partidul Verde Ecologist este un partid cu tradiții, este un partid cu doctrină, este unul din puținele partide din Republica Moldova care au o doctrină clară. Celelalte partide sunt declarate de cum dorești, centru stânga, centru dreapta, pro-europeni, liberali, neoliberali, nu? Și foarte multe formațiuni sunt create din ambâțul ăsta. Cunoaștem lideri politici care au părăsit unele formațiuni puternice la moment, de acele au fost formațiuni oligarhopolitice care principiul bani, putere, bani. Asta a fost celul lor, a plecat de acolo, îmi fac partid și a făcut partid și unde sunt partidele și liderii aceștia. Noi însă rămânem permanent și vreau să zic că va fi o campanie foarte grea pentru noi, pentru că suntem atacați și din stânga și din dreapta și sunt foarte mulți oameni puțin pricepuți care ne atacă, ne subestimează. Spre exemplu, titlul informativ că Partidul Verde Ecologist se înscrie în cursa electorală. Sunt diferite, da, sunt vechi, distante, sunt, mă rog, dar sunt niște publicații de tip provincial care în titlu scriu și verzi, și Partidul Verde Ecologist dorești să fii în Parlament. Bă, oameni buni, eu înțeleg că voi sunteți cu sectele voastre de la an la an, când e unul, când e altul, vine următorul, dar ce facem cu mediul, ce facem cu natura noastră poluată și distrusă din Republica Moldova? Tot o să vătăm icoane, icoane și nu o să soluționăm problemele. Și vreau să zic și sursele media publice din Republica Moldova. Se tem ca necuratul de tămâie de Partidul Verde Ecologist. Noi recent am întreprins o vizită fulger la o masă rotundă în Hotin și spunem, sursele mass media publice categoric n-au dorit să difuzeze această informație. Nu că noi o vrem ca partid, dar noi, într-adevăr, am fost pe subiecte de nistru, pentru că reprezentanții guvernelor stau ascunși acolo în tufiș și nu întreprind nimic. Dar noi am fost la fața loc și am văzut în Dnistru, se construiește puternic acolo, se intervine. Ce așteptați? Și uitați-vă, și ăștia,
bă, dar cine e la putere? Dar cine o să fie mâine? O să menține în funcție? Nu o să menține în funcție? Oameni buni, informația trebuie transmisă și trebuie adusă la cunoștința cetățenilor. Și totodată vreau să zic că avem și, nu că comentarii, comentarii mele să fie, depinde, dar te miră când o persoană care trăiește într-o țară europeană, deci că voi nu aveți șanse. Bă, cum nu avem șanse dacă toată Europa, toată lumea spunem, pledează pentru lupta cu impactul negativ asupra mediului. Sunt programe. Cum să n-ai șanse? Eu înțeleg că fiecare cu secta lui, azi una, mâine alta, care mi-ai dă ceva acolo, nu știu, mă rog, culeace, șoncă și altele. Dar nu este normal ca să ai așa o, mă rog, o atitudine, știi, cum ai spune unui copil care, mă rog, s-a născut, crește, bă, tu nu o să ai șansă, tu nu o să fii om, tu o să fii rob, tu o să fii, nu știu cum acolo, o să lucrezi la munci necalificate. Toți trebuie să aibă o șansă și trebuie să tratăm respectiv. Și eu cred că, nu cred, dar sunt convins că Partidul Verde Ecologist va avea o campanie corectă, axată pe soluții și nu pe populism. În rest, vă zic, va fi o luptă foarte grea, dar noi nu avem alte soluții pentru că trebuie să luptăm pentru soluționarea problemelor de mediu la nivel de guvernare, la nivel de parlament, pentru că s-a vorbit aici de păduri. 30 de ani vorbim că se sedește, se plantează, care dorești, cum dorești, însă rămânem la cele 10% de împădurire, oameni buni. De grabă o să avem, o să fie migrație ecologică. De, că o să fie așa situația. Apa este poluată practic toată. Și o să îmblați fiecare cu drapelul vostru, care roșu, care nu roșu, care și o să respirați cu aer poluat deja, că suntem invadați de deșeuri. De ce Partidul Verde Ecologist nu are șanse? El are. Și prezența Partidului Verde Ecologist în Parlamentul Republicii Moldova este o necesitate la ziua de astăzi, cum au înțeles-o și locuitorii din țările europene și votează pentru verzi, pentru valul verde, pentru un mediu sănătos. Așa că la luptă, stimați colegi, și nu să cedăm, o să convingem și alegătorii și toate forțele ca să voteze inclusiv și Partidul Verde Ecologist, ca noi să fim prezenți în Parlamentul Republicii Moldova. În rest, ne dorim succese și tărie și nu cedăm. Mulțumesc, Anatolă. Eu, după participant, văd că și domnul Andrei Dumbrăveanu este prezent aici. Dacă ne auziți, Andrei, da, vă aud, vă aud. Vedem ultimul timp valul verde european, practic, este tot mai puternic și mai puternic. Cum credeți, faptul că Europa deja s-a trezit, a înțeles, poate va ajuta și conștiința cetățenilor noștri să trezească, da? Și să înțeleagă că ecologia este un ceva foarte necesar, un subiect necesar care trebuie adresat destul de serios. Și verzii trebuie să fie votați. Dumneavoastră, câteva cuvinte despre asta și despre dumneavoastră, dacă oamenii să înțeleagă că totuși lista noastră este o listă destul de serioasă de oameni profesioniști care pot să aducă plus valoare în toate domeniile. Da, domnul președinte, eu vă ascult, eu mă bucur pentru entuziasmul de care dați dovadă toți. Sigur că, într-adevăr, campania asta va fi fără precedent, dincolo de teroarea verbală, va fi și teroare fizică, cred că, pentru că nu se vor lăsa așa de ușor cei care
sunt analfabeți și care au luat putere. Verzii, spre deosebire de ei, mai știu să citească și să înțeleagă ce au citit, în mare parte mulți dintre noi. Cred că participarea noastră în această campanie electorală dă dovadă de curajul nostru și dă dovadă de dorința noastră de a spune oamenilor niște adevăruri pe care ei nu vor să le recunoască. Mulți le înțeleg, dar nu vor să le recunoască. Niște adevăruri foarte simple, nu scuipanii izvorul din care bei apă. Din păcate, la noi toate izvoarele sunt poluate. Toate izvoarele, și acele pentru suflet, și acele pentru trup. De asta noi verzei și-am rămas în campanie electorale timp de 30 de ani. Poate de asta pe noi nu vor să ne iubească și nu vor să ne voteze. Și mai întreabă tot timpul, dar ce vor acei verzi? Vor să vă facem cultură, vrem să vă dăm lumină. De asta suntem împreună cu voi. Vrem să vă dăm sănătate. Sănătatea pe care voi nu o aveți și nu o respectați, chiar dacă o aveți. Vrem să vă facem să trăiți un pic mai mult și să vă bucurați de viață. Nu vrem să vă intoxicați permanent în fiecare zi, pentru că aceste 6.000 de suflete care au plecat în altă lume în această pandemie puteau să mai fie printre noi. Foarte mulți dintre ei puteau să mai fie. Puteau să mai fie prietenii mei care acum nu mai sunt scriitori, compozitori, artiști, actori, puteau să mai fie oamenii de știință, putea să fie alături de noi directorul Institutului de Ecologie și Geografie, academician Maria Nedelcu. Putea să fie, dar nu este. Nu este, nu de ce e că n-a vrut ea să fie, dar de ce e că mediul social la noi e bolnav întâi. Deci noi vrem să tratăm mediul social. Noi venim în această campanie ca să vă aducem sănătate în fiecare casă. Dar și vrem de la dumneavoastră ceva. Vrem că măcar din fiecare casă cineva să ne dea un vot. Măcar un vot. Restul votați cât sunteți acolo cum vreți, pentru cine doriți. Dar pentru noi, dați-ne un vot. Ca să aveți pădure, ca să aveți aer, ca să aveți apă, ca să aveți hrană calitativă și nu în ultimul rând sănătate. Noi venim pentru sănătatea dumneavoastră și ne rugăm pentru sănătatea dumneavoastră, dumneavoastră ne rugăm și ne rugăm celui înalt, prea Sfântului, ne rugăm ca să vă lumineze și să fiți curați, întâi la suflet și la trup. Vă mulțumesc! Atât am vrut. Domnul profesor, mulțumesc mult. Eu aș avea doar o remarcă. Eu cred că noi aici trebuie să spunem ca să avem cu toții, și noi, și ei, și cei de acasă. Și cei Am zis de noi. Da. Ca, fiindcă dorim noi, nu dorim, suntem toți în același, între aceleași circunstanțe. Da? Respirăm același aer, bem aceeași apă, și cu regret inclusiv schimbările climatice ne afectează pe noi toți. Următoarea cu ei aș vrea să-i dau cuvântul, dacă mai este, doamna Luba Prochnitsky din Frankfurt. Doamna Luba. Da, sunt pe loc. Aș vrea să câteva cuvinte, dacă puteți să ne spuneți nouă, de la depărtarea Frankfurtului din Germania. Aș vrea să mă vedeți, dar nu știu cum să o fac. Dar fie așa. Vă salut pe toți. Auzim. Mă bucur că
am câștigat, am fost totuși selectați în cadrul companiei electorale din 11 iulie. Mă bucur să vă văd pe toți aici, dornici de a face o schimbare. Vreau să vă spun câte ceva despre mine. Sunt o doamnă de 55 de ani care a activat în domeniul administrației publice locale, cât și în cadrul instituțiilor de învățământ, până în 2015 pe teritoriul Republicii Moldova. Din 2015 până în prezent sunt aici în Germania. Am pornit-o de la zero. Vreau să spun că femeile de la Moldova și nu numai de la Moldova nu se tem de greutăți și dacă sunt încrezute, le reușește. Și de ce vreau să spun că mi-a reușit. Am făcut studiul limbii germane până la nivelul B2, am pornit-o de la zero și astăzi sunt deținătoare de un apartament social. Mi-am atras copiii care fac studiile aici peste hotare. M-am specializat în domeniul asistenței medicale. Îmi doresc și mai departe să fac o schimbare și pentru țară. Și de ce anume această schimbare? Mă întreb, de ce nemții, Germania, la alegerile sale locale, au acordat mai mult, totuși au selectat Partidul Verde? Pentru că Partidul Verde a optat pentru un sistem social-ecologic. De ce nu am putea noi, cei care avem o problemă acută a mediului, avem o organizație așa cum este Partidul Verde Ecologic, care activează de mulți ani și care a atras și a contribuit la soluționarea, la realizarea proiectelor de mediu, care a dat dovadă că are o echipă activă, care are capacități. De ce ea nu merită să fie în rândul parlamentarilor? De ce ai această culoare verde, floarea soarelui, care ne îndeamnă să ne regenerăm, să ne facem sănătoși și să nu slujească natura pentru noi, dar noi pentru ea? De ce să nu alegem? Avem probleme strigătoare la cer. Cine să le rezolve dacă noi cei alegem acele partide care vin cu scop de a-și soluționa problemele sale, de a face bani pe seama poporului? Uitați-vă, una vreau să spun, eu sunt convinsă că am făcut readresare la toate grupurile în care sunt înregistrată și sunt convinsă că pe noi ne privesc mulți dintre ai mei cunoscuți. Vreau să vă atrag atenția tuturor celor care ne vedeți astăzi. Urmăriți pozele făcute de Partidul Verde Ecologic în diferite domenii, în diferite sfere și în diferite timpuri. Și chiar vedeți cea ultima poză pusă în fața Consiliului Electoral Central, care este Comisiei Electorale Centrale, care este făcută recent. Uitați-vă ce persoane fac parte din acest partid. Oameni simpli, cu o ținută simplă, asemenea celor simpli de la țară. Numai așa persoane vă vor înțelege și vă vor putea merge în orice timp, o să găsească timp pentru dumneavoastră, stimați alegători. Deci, una ne doresc să ne regenerăm la minte în folosul țării și în folosul mediului de care ne folosim. Asta, stimați prieteni, ne doresc un succes în cadrul alegerilor, ca culoarea verde să ia câte mai multe procente în cadrul companiei electorale, pentru că suntem, într-adevăr, sunt foarte multe partide registrate. Un alegător simplu o să fie foarte complicat să se decide pentru cine să voteze. Dar vreau să vă atrag atenția să nu ne ademenim la pungele care ne le pun în mână în ajun de alegeri și să le oferim pe urmă cu carul să care din țară. Lasă că om trăi noi fără pungi, dar ne vom făuri viitorul. Asta am avut de spus. Vă mulțumesc și seară bună! Da, Prohnitsky, mulțumesc foarte mult, doamna Liuba, sănătate și eu sper mult să conduceți campania următoarea lună acolo în Germania,
nu numai în Frankfurt, în așa mod ca noi să ajungem la cât mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova care locuiesc în Germania cu mesajele noastre și să avem susținere inclusiv și de la ei. Noi mai avem încă 8 minute din ceea ce ne-am propus. Eu vreau să acord cuvântul doamna Paraskovia Sava. Nu știu dacă ea ne audă, fiind spunea că are o problemă tehnică. Doamna Paraskovia, ne auziți? Deja a rezolvat problema. Mulțumesc. Da, doamna Paraskovia este doctor habilitat, da, dacă nu mă greșesc? Da. Doctor habilitat în agricultură. Ea este doamna care are grijă de ca în Republica Moldova pomușoarele să fie la nivelul corespunzător. Corect? Ca să... Corect. Și este o ecologistă înverșunată. Doamna Paraskova, câteva cuvinte despre noastră și un îndemn pentru cei din jur. Ce să fac pe 11 iulie? Deci vreau să spun că de când mă țin minte sunt adeptul unui mediu sănătos, ecologic. N-am optat niciodată pentru aplicarea chimicalilor, dar am fost impus de circumstanțe unele ori să fac și lucrurile acestea, care nu mi-au făcut mare plăcere. Eu permanent optez pentru și adică dau sfaturi tuturor că ar fi cea mai bună opțiune de a utiliza metode biologice, ecologice de protecție a plantelor sau de a fi cât mai prietenos pentru mediu. Clar că sunt momente când nu putem evita anumite preparatele chimice și suntem nevoiți să le aplicăm, dar suntem în cercetare mereu, fiind cercetători de profesie horticultor, am lucrat întotdeauna să evidențiem anume așa soiuri care ar putea să reziste cât mai mult la dăunători și boli. Și pentru a aplica metode ecologice de cultivare a arbuștilor, fructifer și altor specii pomicule. Avem o situație foarte critică în țară, aș zice că eu înțeleg că e foarte complicat pentru toată lumea, dar noi sperăm într-un viitor verde. Chiar dacă nu o să avem data asta izbândă foarte mare, eu cred că noi nu trebuie să pierdem curajul și să mergem înainte. În partidă eu sunt mai de mulți ani și practic chiar și fără partid tot eram de orientare verde. Așa că doresc tuturor succese și multe realizări. În continuare, trebuie să răsfăclăm mânicile și să lucrăm fiecare la locul lui, cum poate, cu ce poate să contribuie la dezvoltarea unei planete verzi. Dacă îmi permiteți o frază, replică la doamna Paraskovia. Doamna Paraskovia este un om, cum sunt majoritatea savanților, cercetătorilor și cercetătoarelor de la noi, un om extraordinar de modest. Eu vreau doar să subliniez că este una din persoanele de referință din lista noastră în sensul expertizii ecologiste. Și noi în listă avem, în listă, în partid, în grupurile noastre de inițiativă, avem oameni care într-adevăr posedă expertiza de a făuri soluțiile ecologiste, soluțiile care vor fi prietenoase mediului în toate domeniile. Eu vă salut, doamna Paraskovia, și vă urez mult succes împreună cu echipa și ne doresc tuturor ca să valorificăm într-adevăr potențialul nostru intelectual, care este enorm, și să îi lăsăm pe experți în domeniul protecției mediului să ne găsească cele mai durabile, cele mai bune soluții. Vă mulțumesc!
Da, mulțumesc, doamna Olga. Mulțumesc, doamna Parascovie, dumneavoastră, și eu sunt sigur că noi vom avea un rezultat nu modest, dar foarte încurajător, și înțeleg acele mesaje care sunt trimise pe toate posturile de televiziune, da, despre votul util. Votul util, eu cred că este o capcană care ne întind toate partidele mari care se consideră cu șanse sau cu chestiuni de izbânde pentru a ne dezice de ceea ce credem noi în beneficiul unui oarecare viitor formidabil, nu știu care. Dar într-un final, noi totdeauna, cum de multe ori votăm util, dar pe urmă tare mai regretăm câteva ani. Deci eu sunt adeptul votului conștient, care îl simt aici. Și nu cedem valorile noastre pentru nu știu ce sau nu știu cum. Noi încă am putea să vorbim foarte mult, vom avea și o altă sesie. Eu sesiune de discuții cu cei care sunt cu candidații noștri pe lista de deputați. Eu aș vrea să închei acest subiect cu Vasile Potescu, dacă este Vasile. Vasile, da, stimați colegi, bună seara. Profesor Vasile, conferențiar universitar. Sau cum, universitar. Eu sunt magistru de două ori. Da, dublu magistru. Doresc ca mine. Bucur, Vasile. Da, mai mult preocupat acum cu teza de doctor și cred că mă ajută Dumnezeu și reușim și asta. Vă salut pe toți, mă bucur foarte mult pentru reușita de astăzi și ziceam și vreau să confirm încă o dată cine, dacă nu mai bine decât verzi, știu problemele și știu cum să abordeze aceste probleme și cum să dea și o rezolvare a acestor probleme de mediu. Noi, din păcate, nu ne-am învățat să prețuim și am avut o atârnare destul de foarte nevistă asupra ceea ce ne înconjoară, ceea ce natura ne dă și ne oferă gratis. Iată, din păcate, și nu și-au dorit să conștientizeze. Vasile, noi nu te auzim, tu ai dispărut. Alo. Voi îl auziți? Îmi cer scuze. Se aude? Acum se aude. Dar nu s-a auzit până acum. Se aude? Bună seara încă o dată. Da, acum se aude. Se aude? Acum se aude, Vasile. Da, mă auziți? Vasile, noi te auzim. Tu? Da, eu vă aud bine. Și ziceam că tot ce s-a întâmplat în acești 30 de ani a fost o batjocăr de altfel de resursele noastre de mediu și, din păcate, este chiar și oportun să revină pe acest făgaș și să dăm o lecție corespunzătoare celor care nu le-a păsat de aceste probleme timp de atâția. O echipă puternică, o echipă de profesioniști, o echipă care știe să rezolve aceste probleme și, de fapt, experiența dată trebuie să și împărtășim și trebuie să fim pe o platformă politică, pe o platformă legislativă. Mulți puțini deja de independență de situația și încrederea care venim noi. Dar este important să fim pe acest șichier al politicului și să dăm un exemplu și celorlalți care încă stau la dubii că haideți că problemele de mediu
putem să le rezolvăm un pic mai târziu. Nu, tocmai de aici și greșim și cred că această ecuație trebuie să fie corectată începând cu 2021, cu 2021 cred că să fie un an în care ne vom alinia și noi la cele partide europene în care sunt un exemplu pentru succes nouă și într-un ceas bun și cu verde înainte. Pe valul verde să fim. Vasile, mulțumesc mult și eu sper foarte mult ca acea pleadă de studenți care ei educați și care încă educi vor auzi îndemnul tău, îndemnul profesorului lor și vor urma acest îndemn, vor vota verde, fiindcă verde este viitorul. Eu aici am să fac o mică concluzie. Avem o echipă destul de bună, profesionistă, cu oameni care au și experiență de viață, dar cel mai important, care doresc să schimbe lucrurile spre bine în următorul Parlament. Și sper să avem posibilitatea să fim votați și aici în țară și peste hotare, dar după cum observăm, Comisia Electorală Centrală cam mai taie din gusturile sau din pofta cetățeanului nostru de a merge la vot. În așa mod au refuzat la ședința precedentă de a mări numărul secțiilor de votare peste hotarele Republicii Moldova, așa cum a făcut Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Cu regret, cu mare regret, și noi astăzi, alături de alte formațiuni politice și asociații obștești, am protestat în fața Comisiei Electorale Centrale și am solicitat ca să fie anulată această decizie. Puteți să vedeți poziția noastră pe pagina de Facebook a partidului. Mai mult ca atât, pe parcursul mai multor ani, Partidul Verde Ecologist a fost promotorul votului alternativ. Noi am fost unii din primii care încă în 2010-2011 vorbeam despre și solicitam ca să se acorde posibilitatea de vot 2 zile pentru diaspora și să avem posibilitatea de a vota electronic sau prin alte metode. De ce în Estonia pot să fie, dacă nu mă greșesc, 7 feluri de vot? Și bine mersi, oamenii se simt, votează, iar la noi se tem ca dracu de tămâie de un vot electronic. Adică card să ții banii, nu te temi, dar să mergi să votezi cu o cartelă sau să votezi electronic, se tem atât guvernanții care au fost și care sunt, cât și, iată, vedem și Comisia Electorală Centrală. Cu toate că, după cât am înțeles, posibilități tehnice la CEC sunt, expertiză internațională este, susținere financiară, de asemenea, poate fi alocate prin sau găsite prin partenerii noștri strategici, este nevoie doar de un nimic, de voință politică. Lucru care lipsește atât la cei de dreapta, cât și la cei de stânga. Și asta am văzut-o noi cu toții. Unica soluție pentru a rezolva această problemă este de dat posibilitatea verzelor să accedă în Parlament și noi acolo vom schimba lucrurile date. Și nu numai în codul electoral, dar multe, multe alte lucruri, în așa mod ca diaspora să se întoarcă acasă, să construiască viitorul lor aici, iar cei care sunt acasă să nu devină diaspora. Nu se întâmplă cum în an, îmi pare că da, an a fost clasa 9B, de azi este diaspora. Da? După ce a dat bacul, a scris cineva din, sau clasa 12B, de azi este diaspora. Să nu mai avem așa mesaje de la copiii noștri. Oleg, ce crezi pe subiectul dat? Te-am luat prin surprindere. Da, nu mă așteptam să vreți să mai continuăm emisiunea asta care durează mai mult de o oră. Nu, noi repijor, mai ales cu o temă despre care cam toată lumea se pune de acord
că e de condamnat și se pare că și ce înțeles chestia asta și-a vrut chiar în ședința de azi sau probabil în ședința de mâine o să revină și o să revizuiască probabil decizia asta, pentru că au înțeles că e prea mare riscul și așa e lipsit de credibilitate. Statul, în general, s-a văzut în timpul pandemiei cu oamenii, nu cred ce spune Ministerul Sănătății, nu cred ce spune președintele și alții reprezentanți ai statului. Ați văzut că azi a fost și arestată fosta ministra Sănătății. Deci se întâmplă lucruri dezastruoase în statul ăsta. E o caricatură de stat în care nu cred nici cei care l-au fondat, nu cred în el. Cu atât mai mult cetățenii simpli care au ales pleci din țară sau revin uneori, mai votează odată, își fac mari iluzii și după aceea mari deziluzii. Deci soluția ar fi votul electronic, dar nu se vrea. Nu ni s-a permis nici măcar semnături să strângem electronice, noi candidații independenți, nici pe motiv de pandemie, nici pe motiv că e discriminare. Un partid ca să se înregistreze și să propună 102 candidaturi, îi trebuie 4.000 de oameni și un candidat independent ca să-și înregistreze o singură candidatură, îi trebuie 2.000 de semnături. Vă dați seama câtă nedreptate. Nu mai zic și de pragurile cele electorale. Dar cum ziceți dumneavoastră, nu există voință, nu vor ca Parlamentul să fie reprezentativ pentru societate, lor le convine ca numai cei cu bani care au furat cel mai des banii aceia să treacă cei 5% sau pragul de 7% pentru blocuri și să fie ei mereu la guvernare, să alterneze roșu cu galben și albastru de câte ori poate și să nu răzbată alte culori acolo, să nu răzbată oamenii onești și simpli. Dar sper că oamenii văd asta și sper că o să înceapă să dea cu votul în ei. Deci, să dăm cu votul în ei pe data de 11 iulie 2021. Să dăm cu și ori de câte ori o să mai avem ocazia. Da. O să mai și ori de câte ori să nu stăm acasă, să mergem la secțiile de votare atât timp cât nu avem posibilitatea de vota electronic. Să votăm verzii, fiindcă verzii sunt viitorul, verzii sunt cei care se gândesc nu numai la ei, dar în special la generațiile care vin. Și să ținem minte, și eu de fiecare dată îmi spun chestiunea asta, Ștefan cel Mare, că la mulți le place să spune despre Ștefan cel Mare, da? El a spus că Moldova nu e noastră, dar e a urmașilor noștri, da? Dar asta nu înseamnă numai cuvântul scris undeva pe pan Moldova. Asta înseamnă râurile, asta înseamnă pădurile, asta înseamnă solul, asta înseamnă însuși dăinuirea noastră și haideți să facem tot posibilul ca după 11 iulie noi să putem spune cuvintele astea de la tribuna Parlamentului. Eu vă mulțumesc că a stat atâta timp lângă noi. Cei care ne-ați privit, cei care ne veți viziona, scriți aici în chat întrebările care le aveți. Noi le vom răspunde în zilele următoare când vom prezenta și alți membri ai echipii și vom prezenta totodată și oferta noastră electorală care va cuprinde cele mai importante domenii ale vieții noastre de toate zilele. O seară bună, odihnă după ce am fost înregistrați, odihniți-vă bine și de mâine, băieți și fete, foc la ghete. Sănătate în voie bună. Vă mulțumim. Salutare. Succes. Seară frumoasă. Mult succes nouă. Mult succes. La cele bune, mulțumesc.